Joi 22 octombrie 2020, la sediul APASERF Satu Mare SA, s-a semnat al doilea contract de lucrări din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, derulat de APASERF Satu Mare SA prin programul operațional Infrastructură Mare. 2014-2020. La acest eveniment mult așteptat au participat Pato Chicioba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Ioan Leitner, directorul APA Serv, Vasile Toma, primarul Comunei Batarci, Casian Mureșan, din partea executantului. Ioan Leitner a prezentat câteva date tehnice privind investiția, în fața mai multor jurnaliști prezenți la eveniment. Contractul de lucrări, extinderea sistemului de alimentare cu apă, tarna mare și a sistemului de canalizare din clusterele Tarna și Batarci. Are o valoare de 43 ,577 ,987 de lei cu o durată de execuție a lucrărilor de 27 de luni, la care se va adauga o perioadă de garanție de 36 de luni. Lucrările vor consta în extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Tarna Mare și Valea Sacă, pe o lungime de aproximativ 1,8 km cu 54 de branșamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitatea. Tarna Mare și construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Valea Seacă, Bătarci, Comlăușa și Tămășin pe o lungime de aproximativ 60 de km, cu 1939 de racorduri. Vor fi realizate în cadrul proiectului și 12 stații de pompare. Cele 43,6 milioane este este acest proiect, extinderea de rețele de apă și canalizare în Bătarci și în Tarna. Deci doar în cele două comune. Deci, suma respectivă, suma respectivă exclusiv, exclusiv pentru... pentru extinderea acestor rețele. Trebuie știut că 60 de km de extindere de rețea de canal plus 12 stații de pompare este o lucrare foarte mare și mă bucur că sunt firme în satul mare care reușesc să fie competitivi. Pato Chichobo a felicitat conducerea PASERF pentru respectarea graficului stabilit pentru semnarea contractelor de execuție. În plus, a subliniat faptul că în următorii 2 ani speră să poată găsi surse de finanțare pentru realizarea unor investiții similare și pentru comunele care nu au 2000 de locuitori echivalent și nu fac parte din acest proiect mare. Este un eveniment important. Se va realiza sistemul de canalizare în comunele Bataci și Tana Mare respectiv se extinde și rețeava de apă potabilă. E o investiție de aproape 8 milioane de euro, peste 40 de milioane de lei, cu termen de execuție mai bine de 2 ani. Eu sper că această investiție se va realiza, astfel crescând foarte mult confortul oamenilor din această zonă. E unul din pachetele proiectului mare pe program de infrastructură mare, iar noi, în paralel, împreună cu APA Servu și cu ADI Apă Canal, revizuim Master nu ca să obținem finanțare și pentru localitățile care n-au intrat în acest pachet, deci vorbesc de localități sub 2000 de locuitori. Scopul meu este ca în 2 ani de zile și ei să aibă deja executanți pentru sistemele lor proprii. Vasile Toma, primarul comunei Bătarci, a mulțumit celor care s-au implicat în realizarea acestei investiții, spunând că este o lucrare mult așteptată de locuitorii din zonă și necesară. Din venituri proprii, nici nu puteau visa la asemenea cheltuieli. Prin implementarea acestui proiect, crește considerabil gradul de confort al locuitorilor din cele două comune, fiind posibilă renunțarea la fosele septice din multe gospodării. O investiție mult așteptată, o investiție așteptată de. 20 de ani, înseamnă un lucru foarte important, vă dați seama ce înseamnă, eu estimez la nivel de comun Bataș că vom avea în jur de 1300 de racorduri, ori lumea nu va trebui să cheltuiască banii pe care pentru fose septice individuale, putând să racorda la canalizare și având un sistem modern de epurare a... Se a... poate spune fără probleme că e un plus de confort. Da, e un plus de confort și cred că este cea mai importantă investiție post-decembristă pentru Comunea Batarci. Casian Mureșan, reprezentantul executantului, a asigurat asistența că firma dispune de dotările tehnice și de priceperea necesară pentru a realiza investiția în condiții de calitate și la timp.